În această seară, pe raza întregului județ, are loc o acțiune rutieră cu forțe mărite, organizată și desfășurată de polițiștii Serviciului Rutier Prahova, la care participă polițiști din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București, polițiști din cadrul Serviciilor Rutiere Brașov, Argeș, Ilfov și Dâmbovița, acționându-se pentru combaterea și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere înregistrate la nivelul județului și pentru reducerea gradului de victimizare al participanților la trafic.